Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Aici lângă mine, pe aici, pe undeva, e băiatul meu. Da. Și astăzi am realizat acest machiaj. E un smokey eye, sper că vă place. Și rămâneți acolo ca să vedeți ce minune am făcut eu cu ochii și ori. Hai să trecem la treabă. O să folosesc fondul ăsta de ten de la Maybelline Dream Satin Liquid. Eu folosesc... ce folosesc eu aici? Table, ceva de genul ăsta. Că ăsta este fondul meu de tintă. Fondul meu de ten cel mai folosit este numărul 30, Sand. Și o să folosim, ce să folosim? Burețelul de la Morphe. Așa. Dar nu o să-mi dau cu fondul de ten, pentru că am decis să fac un smokey eyes. Și ca să faci, nene, smokey-urile eyes-urile, te murdărești de mama focului, dar fiindcă eu am uitat ce vreau să fac, am început de la fond de ten, dar trebuie să încep cu ochi. Așa că hai să începem cu Fluapid. Vroiam să-mi pun, o să pun un pic de corector pe aici, așa. De fapt, știți care chestia? Eu sunt foarte albă și n-am nevoie de nimic apă de supă, dar ca să fixăm mai bine fardul, ne boim cu niște... Așa. Ne dăm cu niște corectori. E tot corectorul ăla super tare, că mai, încă am vânătaia pe față. De la nu știu ce era. 03 medium. Nu știu ce de firmă este. Și vreau să mă machiez cu... Nu ce avem pe aici. Paletuța asta de la Zoeva, că am culorile cam care mi-ar place mie. Nu știu dacă o să folosesc ceva și din Makeup Revolution, pentru că are niște culori destul de... Dar cred că o să folosesc pe asta, că pe aia de la Zoeva am mai folosit-o. Și hai să începem ceva mai nou. Aici, culorile astea închise după aici. Hai la treabă. Ok. O să luăm o pensulică. Nu prea mare, ca să nu ne boim prea tare. Să nu ne măzgălim. Așa, o să iau pasta. Iau toate pensulele care le am, ori sunt chinezești de la Nașpa, ori de la Zoeva. Atât. Astea două. Și am să-mi dau întâi cu un maroniu ca să facem așa baza asta, cât de cât mai închisă, ca să nu avem prea, cum să zicem, trecerea aia dintre albul meu și închisul care o să-l facem la smokey eyes. Așa, decât să ne măzgălim, să am eu o bază acolo de unde pleca. Cum zic fetele astea, culoarea aia de tranziție. Așa. Tac. Uitați să blenduiți ca lumea, că după aia zici că ai luat un pumn în ochi. M-am luat eu fața că, la sală. Așa. Ok, am folosit maroniul ăsta și o să încerc cu culori în ce mai... O să încerc pe... Vreau pe maroniile astea să vedem cât îmi stă mie de bine. O să încerc cu grenaul ăsta închis. Îmi dau pe aici. Dar până la urmă tot să ajung eu la negru, nene. Eu vreau un smokey eyes închis. Adică pe negru. Oricum, culoare închisă. Ok. Ia. Să luăm pe... Am luat un maro aproape negru. Hai să încercăm să dăm așa. Încet, așa, încet. Eu când fac, dau cu pensula și blendez, că fac în... cerc așa. Așa mi se pare mie că se face mai mișto. Arată bine, dar nu e destul de închis. O să trecem la negru beton. O să încerc și cu ăsta cel mai închis de aici. Nu e chiar negru, e...
fel de vânăt, așa, dar e foarte, foarte micus. Și mă întind spre interior. Bine, acum zici că sunt bătută de bombe, dar o lăsăm așa. Ne dăm cu fond de ten și după aia îl aranjăm în cam fondul de ten pe asta. Înainte să încep machiajul, mi-am dat cu crema mea de la Oil Olat 7-in-1 și acum ne dăm cu fondul de ten. Nu mai avem. Așa. În primul rând să dau aici cu corector pe vânătaie. Uite, mă, te rupe asta, mă. De ce mă te rupe acum, mă, în figur te rupe? Așa, mă. Da, mă, acum sunt destul de mumie. Și hai să continuăm cu machiajul la ochișorii noștri. Și să gândim ca lumea aici. O să iau pensula un pic mai mare și întindem ca lumea. Culoarea și să o mai eliminăm un pic, că am impresia că e prea cam multă. Mai... Pensula mai mare mai elimin excesul de vopseluri. Așa mă vezi, mai mișto așa, mai bine. A? Așa mă, și acum lucrăm și la asta aici, așa. Că ăsta e prea tăiat, așa. Bine, mai e și după forma feței, ai într-o parte fața mai căzută, într-alta mai sus. Mai ales la 40 de ani mai se întâmplă minuni de-astea cu forță de gravitate care o ia razna. Că se duce tot în jos. Bine, am 41 de ani, băi, fraților, băi, sunt tot puștoaică sunt. Ok. Mai e mai bine așa, nu? Arată mai super. Bizonia. Trebuie să blândim, nu bizonia. Bizonia! Trebuie! E nevoie de blânduială, nene, de muncă aici. De... Nu dă vrăjeală. Așa, mă. Pentru acum arată mult mai mișto. Așa, mă. Și vreau să-mi dau cu... și pe jos. O să dau cu maroniul ăsta, să căutăm o pensulă mai micuță. Nu știu de ce îmi lipsesc pensulicile de aici, dar așa e când ai fete. Am o pensulă aici, e bună asta, e murdară? E murdară. Și o să-mi dau cu maroniul ăla care mi-a dat și pe jos. Așa. Ca să-mi facem ca lumea un ochii aici, așa. O să-l dau cu ăsta închis și după aia o să-l dau cu unul mai deschis ca să îl blânduiesc. Așa, o să iau pe ăla mai roșiatic. Acum o să-mi dau cu culoare mai deschisă la aici. Să vedem cu care. O să-l dau cu auriul ăsta aici. Pentru că nu vreau de bine. E auriu cărămizi, așa. Oh. Oh. Mișto. Îmi place. Super. Am o răciță leopard de șer și e superb. Tocmai ca lumea. Pe chestia asta iluminantă aici la pot face negru și maroniu așa. Bam! Super! Ok, și acum o să ne facem o linie de eyeliner cu... O să ne facem eyelinerul cu creionașul ăsta.
de la Maybelline Master Precise Curvy. E ca o carioca. Și o să-mi fac așa. Tac. L-am găsit. Este creionul tot de la Miss Potty. Este numărul 004. Și ne dăm un pic aici pe scurnicene să le aranjăm un pic. Ok. Și acum o să iau un pic de pudră. Pudră normală. Și o să-mi dau un pic aici pe arcadă. Ca să facem mai drăguț machiajul. Să fie ochii mai sus, așa mai mișto. Mai mișto, mă, mai la meserie, așa, mă. Așa, mă. Încercăm să punem genele. Gata, mă. Am pus și genele, trebuie să aștept să se usuce asta, că era cam... Ok. Arată bine, nu? Hai să ne facem și un contur mișto, așa. Paletuța de la Morphe. O să iau una dintre astea. Nu cea mai închisă. Așa o idee, că nu prea îmi place mie cum arată pe mine. Și să facem aici la față. Nu știu de ce mă văd alb așa. Afară e o zi fără soare, dar e o grămadă lumină. O să descarcă bateria, sper că terminăm. O să pun unul din astea, tot pe maroniu. Aici așa în obrăjor. Ca să semănăm și noi abrăzate, nene. Mor dacă se stinge camera asta, nu pot să termin bolcele. E, dăm cu niște mascara ăsta de la Maybelline Gloss Big Shot, cum v-am mai spus, preferatul meu, cel mai mișto. Am aici un ruj de la Nabla, mi l-a făcut cadou prietena mea Loredana. Îi spune Roses, Roses, fiindcă ne-am făcut ochii așa tari, ne dăm și noi cu un ruj mai. Deja am transpirat, frate. Îmi găsește ceva? Sper că video-ul v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să mă urmăriți pe Instagram, Janina România. Și ne vedem la următorul video. Like! Ciao, 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 ciao!